Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! În această săptămână, orice proceduri cosmetice, precum și o vizită la coafor, vor aduce rezultate strălucitoare. Dar luni și vineri este mai bine să faci alte lucruri. Este o perioadă bună pentru a vizita un nutriționist, o sală de gimnastică, precum și un curs de masaj. Fii pregătită pentru faptul că, în data de 29, poate apărea o ceartă cu colegii sau soțul. Încearcă să găsești un compromis și nu continua să-ți hrănești emoțiile negative. Nu te certa decât dacă acum dorești să rup atașamentul de dragoste enervant de dragul unei persoane. Noi. În plus, nu fi prea zeloasă în chestiuni oficiale. Dacă pui lucrurile în ordine pe frontul personal, și eliberează-te de toate amintirile dureroase ale trecutului. Luni 24 martie, Mercur este în conjuncție cu Neptun la 16 grade în Pești. Neptun este planeta misterelor, confuziei și iluziei, iar Mercur este retrograd. Majoritatea ar spune să te aștepți la confuzii, minciuni și practic să nu faci nimic în această săptămână deoarece Mercur este retrograd. Dar Neptun nu este doar iluzie. Neptun este și planeta care îți deschide posibilitățile infinite ale existenței tale. Dacă ești gata să vezi lucruri pe care nu le-ai văzut niciodată înainte, dacă ești gata să accepti teorii care ar putea contrazice adevărurile tale cele mai adânci, atunci Mercur retrograd în conjuncție cu Neptun îți poate deschide mintea în moduri pe care nu le-ai experimentat până acum. Pe 26 martie, Venus intră în Pești. Venus este exaltată în Pești, ceea ce înseamnă că este capabilă să se exprime cel mai bine. Cu Venus în Pești, frumusețea devine artă, iubirea devine compasiune și valorile universale depășesc preocupările personale. Indiferent ce se întâmplă în viața ta, Venus în pești îți va deschide inima către frumusețea infinită care este în jurul tău. În pești lui Venus îi place să viseze, iar granița dintre vise, imaginație și realitate se poate schimba foarte repede, la fel ca și granița dintre ocean și țărm, invitându-te să te bucuri de ceea ce este. La 28 martie, Mercur intre în mers direct. După ce Mercur a petrecut trei săptămâni scufundat în ocean, în cele din urmă se întoarce la mal. El a experimentat o lume complet diferită. A fost un vis? A fost real? Sau a fost îmbogățit de experiență? Acum știi ceva ce nu știai până acum. Prevește retrospectiv în ultimele trei săptămâni. Ce mesaj ai primit? Ai avut vise speciale? Cum poți integra aceste cunoștințe în viața de zi cu zi? La 31 martie, Marte intră în gemeni. Marta este un semn de foc și gemenii sunt un semn de aer. În gemeni, Marte devine mai curios, mai aventuros, deși poate să nu aibă pasiune și nu poate să se concentreze. În următoarele șase săptămâni poți deveni mai argumentativă, dar și mai persuasivă. Marte este planeta câștigătoare și gemenii sunt semnul minții. Cea mai bună modalitate de a utiliza această energie este să câștigi pe frontul intelectual. În următoarele șase săptămâni abordează acele lucruri pe care ai tendința să le amâni. Iar acum, hai să vedem la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodiacului. Berbec, pentru tine, cel mai important eveniment al săptămânii este conjuncția dintre Mercur și Neptun, care durează toate cele șapte zile. În acest timp, Mercur va avea timp să treacă de la mișcarea retrogradă la cea directă, dar să rămână în contact cu Neptun. Pentru tine, acest aspect descrie încântarea înțelegerii unui fel de mister, și apoi un fel de trezire. Aceasta este o întâlnire cu destinul, esența căruia devine clară până la sfârșitul săptămânii. Aceasta este fascinația cunoștințelor secrete, a căror fundal nu va fi dezvăluit până vineri, 29 martie. În caz extrem aceasta este participarea la activități secrete, mistice, a căror beneficiu sau pagubă din nou va deveni evident la sfârșitul săptămânii. În plus, fața de acest aspect principal ar trebui să ții seama de intrarea planetei marte în semnul gemenelor sâmbătă. Această poziție a lui marte sugerează să nu mergi adânc în nimic, să acționezi rapid și doar la vârf. Fii activă la locul de muncă și nu sta acasă sub niciun motiv. Simte-te liberă să iei inițiativa și să începi să îți atingi propriile obiective. În mediul profesional acționează mai decisiv, nu îți fie teamă de dezaprobarea colegilor, deoarece conducerea va lua notă de eforturile tale. Partenerii tăi te folosesc cu bună știință și astrele avertizează. Marți și miercuri, acest lucru poate avea un impact foarte negativ asupra muncii tale. Este posibil să simți din ce în ce mai mult pierderi materiale. Trebuie să te gândești cum poți câștiga bani. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Taur. Tu vei fi cea mai afectată de conjuncția dintre Mercur și Neptun. Va dura toate cele șapte zile. Acest aspect sugerează înșelăciunea și minciunile prietenilor sau în comunicarea cu cei mai buni oameni care, în primul rând, te vor încânta complet. În plus, în timpul acestui aspect, Mercur va avea timp să revină la mersul direct vineri și sper că după aceea tu vei descoperi adevărata esența situației. Deci, dacă nu ai avut prudența la început, ocolind companiile dubioase și comunități ciudate, atunci ar trebui să te uiți atent cel puțin la ceea ce se întâmplă vineri și la sfârșit de săptămână. Un alt eveniment astrologic important pentru tine este că planeta ta, Venus, va intra marți în pești, ceea ce înseamnă că devii interesată de o comunicare prietenoasă și de nevoia unei echipe. Cu alte cuvinte, în această săptămână, accentul va fi pus pe prietenii tăi. Te poți bucura de pacea minții, pregătește-te pentru lipsa de bani, dar poți rezolva problemele tale financiare chiar dacă totul se înrăutățește mai mult decât oricând, ca rezultat vei beneficia în final. În această săptămână poți fi ușor de înșelat, te poți deschide în afară, nu vei suspecta că printre cei din jur există mulți necinstiți. Într-un dialog cu unul dintre ei poți fi atât de deschisă încât să uiți de precauția de bază. Curând va deveni clar că interlocutorul tău a turnat tot ce i-ai spus. Va trebui să depășești consecințele acestei erori. Te poți confrunta cu probleme serioase în familie și trebuie să înțelegi imediat că posibilitățile tale sunt limitate. Mă refer aici, în primul rând, la copii. Relaxează-te în weekend, de preferință, singură. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Gemen. Cel mai important eveniment astral al săptămânii pentru tine va fi o inversare a planetei tale Mercur în mișcare directă pe fundalul unei conjuncții cu Neptun. Va dura toată săptămâna și aceasta sublinează mai întâi problemele cauzate de situația ambiguă la locul de muncă. Acest lucru se referă la clarificarea situației și pentru a dezvălui înșelăciunea. Este mai bine să nu iei decizii importate în muncă și afaceri. Astrele te sfătuiesc să nu ceri audiențe sau să ai contacte cu autorități sau oficiali. Pentru a nu intra în coarne și copite, este mai bine să amâni căutarea unui loc de muncă și nici să te angajezi într-un nou loc de muncă în această săptămână. Fă ce știi mai bine, să amâni! Un alt aspect important al săptămânii este dat de Marte, care va intra în semnul tău zodiacal. Acesta îți va adăuga forțe mentale și fizice, te va face mai militantă și mai activă. Comportamentul tău va deveni asertiv și curajos. Este de asemenea un moment bun pentru pregătirea fizică, adică practicarea sportului și petrecerea timpului liber. Trebuie să ții seama de faptul că ești expusă riscului de a-ți pierde o parte din proprietatea personală în această săptămână. Nu ești amenințată să devii victima unei fraude deoarece vina pentru această pierdere va fi frivolitatea ta. Este posibil să pierzi un element de valoare, portofel, chei de mașină, un act de valoare, iar acest lucru te va îngrijora excesiv. Este puțin probabil să găsești ce ai pierdut și, prin urmare, va trebui să decizi urgent cum și ce să înlocuiești. În general, pentru următoarele șapte zile, aceasta va fi cea mai mare problemă pentru tine, deoarece nu vei avea probleme nici în viața personală și în afaceri la sfârșitul săptămânii vor putea apăra probleme pe care tocmai le-ai uitat. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. RAC Conjuncția dintre Mercur și Neptun, care durează toată săptămâna, te avertizează despre pericolul tentației spirituale. Poți deveni fascinată de un adevăr spiritual, de revelație, de gândire religioasă sau filosofică. Tu poți cădea în extaz. Cu toate acestea, astrele te avertizează că acest adevăr umitor poate avea un fundal foarte pământesc și foarte prost. Dacă încerci să-l vezi, evident că poți începând cu vineri, 29 martie. Dar înainte de aceasta, nu ar trebui să te grăbești să te alături grupurilor sau învățăturii cu entuziasmul neofiților. Nu este nevoie să îți remodelezi viața în funcție de noile cunoștințe. Creșterea spirituală, în acest caz, se va atinge sub forma subjugării de către străini sau a deplasărilor fără succes pe distanțe lungi. Există, de asemenea, o posibilitate de înșelăciune de către rudele partenerului tău de viață. Totuși, în această săptămână poți primi sprijin material dintr-o sursă neașteptată. Benefăcătorul tău va fi unul dintre membrii mai în vârstă al familiei. Nu vei înțelege imediat de ce persoana cu care ai comunicat rar în trecut va decide să te transform drept succesor legal în chestiuni imobiliare. Poate că îl vei chema la dialog și situația va deveni mai clară. După cum se poate dovedi, Ruda a decis doar să vă semneze o moștenire pentru că a fost foarte ofensată de toți ceilalți membri ai familiei. Astrele îți recomandă, dacă poți delega responsabilitățile altor persoane, este bine să o faci luni. Dacă vei fi nevoită să pleci departe de casă, este mai bine să ai o persoană apropiată, nu trebuie să călătorești singură. Sfârșitul săptămânii te va surprinde cu ceva, vei obține o mărturisire care îți va schimba viața în multe feluri în viitor. În această săptămână, cele care nu au cunoscut încă un partener sufletesc, își pot găsi fericirea. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Leu Principalul eveniment astral al săptămânii, conjuncția dintre Mercur și Neptun, te avertizează despre pericolele potențiale ale consumului de alcool și de droguri luate fără prescripție medicală. De asemenea, acesta vorbește despre confuzie și înșelăciune asociată cu străinii sau cu banii comuni dar tu poți fi atât partea vătămată cât și cea care atragi pe alții cu entuziasm în înșelătorie. Tu trebuie să ții cont de faptul că la sfârșitul săptămânii adevărul va fi dezvăluit și îți va fi foarte inconfortabil. Cel mai bine este să nu te joci deloc cu banii altor oameni, să nu cumperi asigurări, să aderi la produse bancare noi, să nu scrii chitanțe, în toate acestea există, dacă nu o înșelăciune, cel puțin o greșeală gravă. În loc de bani, este mai bine să te gândești la dragoste, mai ales că marți, 26 martie, planeta iubirii Venus îți schimbă semnul, iar din acel moment, șansele tale de a crește romantismul sunt foarte ridicate. Dacă ești deja într-o relație, trăiește-ți viața intimă cât mai intens posibil. Partenerul tău nu se va supăra că îi oferi reprize numărate. Totuși, în această săptămână vei prezenta o neglijență intolerabilă în raport cu sănătatea ta. Poți decide să devii propriul medic, dar în curând va deveni clar că nu poți să îți prescrii un tratament complet. În plus, unul dintre medicamentele pe care le vei lua fără a consulta un medic specialist va provoca o alergie severă. În timp ce vei avea de-a face cu această problemă, nu vei avea timp să te gândești la viața personală și să rezolvi dificultățile întâmpinate la locul de muncă. Poți ajunge la concluzia că îți pierzi timpul și că poți schimba ceva pentru a obține mai multă satisfacție. Dacă tu crezi asta, este bine să începi cu canapeaua și telecomanda televizorului. Schimbă-le cu cartea, crateța și mătura. Astrele îți recomandă. Marți este o zi foarte potrivită pentru curățenie în gospodărie. Joiți este destinată pentru întâlniri, poți găsi relația de o noapte, doar bucură-te de intimitate cu iubitul tău vremelnic, de visul despre viitor. În weekend vei deveni mai liniștită decât la începutul săptămânii, vibrațiile planetelor care te patronează au un efect benefic asupra bunăstării tale și asupra mediului emoțional. Folosește-ți cu adevărat norocul. Nu risipi pe miniaturi. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Făcioara Principalul eveniment astrologic al săptămânii pentru tine este revenirea planetei tale, Mercur, la mișcarea directă pe fundalul conjuncției cu Neptun. Ea avertizează asupra confuziei și a înșelăciunii în relații, dar dacă alte semne zodiacale se dovedesc a fi victime ale înșelăciunilor, atunci tu poți deveni cea care înșală. Dacă vorbim de o înșelăciune neintenționată, atunci tu poți fi sfătuită să nu promiți nimic și să nu negociezi nimic dar dacă tu vei vrea în mod conștient să înșeli, atunci este mai bine să nu o faci. În ziua de vineri, adevărul se va arăta în cele din urmă, despre tine nu se va vorbi în cele mai frumoase cuvinte într-o relație de afaceri sau personală, o astfel de situație seducătoare se va dezvolta astfel încât vei dori să păcălești. Nu este necesar să faci acest lucru, indiferent de modul în care tu convingi că este un basm, sfârșitul săptămânii îți va aduce iluzie evidente. Trebuie să fii atent asupra tendinței tale spre un comportament frivol. Vei flirta neobosit chiar și cu oameni care nu îți aduc multă simpatie. Din exterior, acțiunile tale vor semăna cu o farsă sau joc ieftin pentru doamnă foarte populară, dar numai tu vei cunoaște adevăratele cauze ale unui astfel de comportament. Ditribuindu-ți zâmbetele tuturor celorlalți, vei încerca să scapi de rânele spirituale profunde pe care le-a lăsat altcineva. Fără a da motive, poți fi anunțată despre un divorț, lăsându-te singură să reflectezi asupra motivelor unui astfel de act neașteptat. Te rog să reții că poți fi foarte iritabilă și te poți plictisi de tine însăți. Fiecare mărunțiște poate face o nervoasă, mai ales ce se întâmplă în casa ta. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Balanța. Cea mai importantă influență astrologică a săptămânii va fi intrarea planetei tale Venus în semnul peștilor, marți. După aceasta, va avea mai mult succes în comunicare, în prietenie și dragoste. În relația deja stabilite va fi mai multă sinceritate. Miercuri, relațiile deja existente se vor schimba și acest lucru îți va aduce beneficii. Dacă ești interesată de prietenie sau de dragoste, poți găsi brusc pe cineva care să-ți ofere simpatie. Chiar și așa, trebuie să iei în considerare efectele negative ale Mercur și Neptun. Acestea vor guverna toată săptămâna și te avertizează despre intrigile colegilor și subordonaților. Nu trebuie să te implici în intrigi la locul de muncă. Acest aspect mai poate cauza dificultăți în diagnosticare, prin urmare, examenele medicale, cu excepția cazurilor urgente, sunt de dorit să se amâne pe săptămâna viitoare. În această săptămână poți rezolva probleme juridice complexe. Dacă nu ești un profesionist în tot ceea ce este într-un fel legat de lege sau drepturi de proprietate, va trebui să recurgi la ajutorul unui avocat cu experiență. Între vizitele la un birou de avocatură poți rezolva neînțelegerile cu cealaltă jumătate. Persoana ta iubită poate începe să fie geloasă pe cineva dintre colegii tăi în mod nejustificat și vei fi forțată să cauți cuvinte pentru a-l convinge de nevinovăția ta la adulter, înșelăciune și alte fapte malefice. Miercuri te poate vizita ideea de a merge la cinema sau la o expoziție, ceea ce îți va da emoții suplimentare pozitive. Se poate că ai un admirator secret, acum el este atras în mod special de tine. Poți programa o întâlnire pentru vineri. Nu încerca să atragi atenție și să îți asumi rolul de lider. Bărbațelor nu le place să fie călăriți decât dacă solicită ei acest lucru. Dacă crezi că meriți o promovare, nu spune acest lucru superiorilor tăi pe ton imperativ. Evită recelile. Recuperarea va dura mult timp. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste! Scorpion, dacă ai în continuare dispute și conflicte nerezolvate sau dacă te vei confrunta cu cineva, acest lucru trebuie rezolvat înainte de sâmbătă, 30 martie. Dacă, din potrivă, trebuie să fii de acord rezolvând problema cu cineva, începe de sâmbătă. Sâmbătă, Marte, cel de-al doilea guvernator al tău, trece în semnul gemenelor. După această zi îți va fi mai ușor să negociezi cu ceilalți. Dar trebuie să ții cont de faptul că în această poziție Marte crește probabilitatea rănirilor și creează situații de risc financiar. Dacă nu ești pregătită pentru aceste lucruri, trebuie să fii prudentă și să ocolești situațiile potențial periculoase. Un alt aspect important este conjuncția dintre Mercur și Neptun. Aceasta va avea loc toată săptămâna și te avertezează asupra întârzierilor la întâlniri, erori de comunicare cu ceilalți și în special cu copiii. În această săptămână nu vei putea să lucrezi în mod normal. Un conflict major poate apărea între tine și un coleg la care toți colegii se vor alătura treptat locul de muncă se poate asemăna cu o gară traversată de personalități foarte scandaloase. Drept urmare, unii te vor invita să taci, iar conflictul va deveni latent. Pe frontul personal, din potrivă, poți vedea un calm izbitor care doar ocazional se va sparge în certuri minore cu sufletul pereche. Treptat, conflictele de cuplu vor dispărea, dând loc romantismului. Nu trebuie să uiți de angajamentele și promisiunile pe care le-ai făcut. În primul rând, ele se referă la probleme materiale, la investirea banilor sau la mișcarea acestora într-un alt loc. Miercuri este ziua cea mai neplăcută în această privință. În orice caz, te rog să reții că beneficiile pe care le aștepți nu vor fi posibile. Weekendul se pare că va fi necesar unei petreceri. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Săgetător, în prima jumătate a săptămânii, luna se va plimba prin semnul tău zodiacal. Pentru tine acesta este un motiv pentru a avea grijă de tine însăți. Ai nevoie de multă odihnă și de a face ce ce îți place, să te distrezi, să faci cumpărături utile, dar plăcute, să-ți petreci timpul cu hobby-urile tale preferate. Luni sau vineri, conflictele de lucru nu sunt excluse. Încearcă să stai departe. Miercuri, luna se va conecta cu Jupiter, aspect care îți va da o parte suplimentară de noroc și bună dispoziție. În a doua jumătate a săptămânii, evenimentele vor fi legate de aspectul material al vieții și vor necesita intervenție practică. În întreaga săptămână, conjuncția dintre Mercur și Neptun indică înșelare din partea membrelor familiei sau a unui oaspete cu două fețe, dar și probleme legate de comunicații, de conducte de apă și robinete acasă. Nu este recomandat să lași oameni necunoscuți în casă, nu trebuie să participi la bârfe. Poți arăta o abordare mercantilor în sfera afacerelor tale de dragoste. Poți întâlni o persoană influentă care va arăta imediat simpatia arzătoare față de tine. Poți decide că această persoană poate fi foarte utilă pentru tine și nu o informezi despre faptul că ai deja o relație mai veche. Cu toate acestea, va deveni în curând clar că această persoană nu este una dintre cele care poate fi dusă de nas. O conversație neplăcută poate avea loc între voi, rezultatul căreia îți va aminti povestea unui pescar și a unui pește magic. Săptămâna este favorabilă achizițiilor mari și pentru începutul de orice reparații. Dacă pleci într-o vacanță, ceea ce este foarte posibil, vei avea timp să faci o mulțime de lucruri plăcute. Viața de familie poate fi monotonă, iar sarcina ta este să o faci mai bogată, deși acest lucru va trebui să treacă un test. Sâmbăta nu va fi cea mai plăcută zi, poți fi ocupată cu niște afaceri plictisitoare pentru tine. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Capricorn Principala influență astrală pentru tine în această săptămână este dată de lună, joi și vineri. În aceste zile poți fi foarte sensibile la ceea ce se întâmplă. Tu vei observa nu numai evenimentele evidente, dar și evenimentele care nu s-au întâmplat încă, care sunt deja în aer. În orice caz, poți fi forțată să insiști pe cont propriu. Vei fi mai sensibilă la ceea ce spui și la ce gândești. Poți dori să-ți împrospotezi aspectul, dar nu în mod dramatic. O tunsoare, o coafură, să încerci un nou stil de îmbrăcăminte, să faci un tatuaj temporar. Trebuie luată în considerare conjuncția dintre Mercur și Neptun. Aceasta va fi activă toată săptămâna și te avertizează despre înșelăciune în împrejurări normale de la frați și sururi, vecini și pasageri prin viața ta. Simbolizează de asemenea informații care te pot încânta imediat, dar care nu pot fi de încredere. Se pare că va trebui să reziști autorității unei dintre rudele mai în vârstă. O persoană în vârstă poate decide să organizeze întreaga familie un eveniment mare. Este posibil să vorbim despre reparații. Poți încerca să te eschivezi ca cum ești foarte ocupată la lucru, dar din păcate cuvintele tale fie nu vor fi auzite, fie nu vor fi interpretate corect. Cu mare dificultate vei rezolva acest dezacord dificil cu lumea. Cu toate acestea, dacă ai Dorit mult timp emoții luminoase, poți să le obții exact în această săptămână. La nivel personal, poți întâlni o persoană pe care, fără îndoială, o poți dori de acum, iar emoțiile tale se încălzesc. Săptămâna este potrivită pentru practicarea sportului. Întrebările despre bani nu te vor deranja. Astrele promit o încasare de numerar și recomandă alocarea unei părți din sumă pentru haine noi. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Vărsător. Toate problemele legate de frumusețe, aspect, modă, artă, estetică, flirt te vor năpădi ca un uragan și ar trebui să le faci față luni, în timp ce Venus este încă în semnul tău. Marți se va muta în pești, iar situațiile pe subiectele amintite vor scădea. Dar pentru ca tu să nu fii foarte supărată, miercuri Venus îți va da un dar în sensul literal. Ți se va da ceva, ți se poate face o surpriză, poți avea brusc un lucru frumos sau bani. Pentru cele care sunt certate cu moșul Neculai, Venus le poate aduce amenzi sau penalități. Săptămâna nu este legată numai de cadouri și surprize. Conjuncția între Mercur și Neptun, care durează toată săptămâna te avertizează asupra erorilor în afacerele financiare și asupra înșelăciunii cu bani. Deci, pe lângă darul de miercuri cu bani, este posibil să ai multe alte lucruri de făcut. Este de dorit ca tu să te concentrezi asupra aspectelor nemateriale ale vieții, comunicare, muncă, studiu, impresii estetice. Dedica această săptămână extinderii orizonturilor tale. Citește mult, comunică mult cu diversi oameni și evite televizorul. Între timp, poți încerca să îți reformezi afacerea actuală de dragoste. Poți începe să te îngrijești romantic pentru sufletul tău, dar acest comportament va duce la rezultatul exact opus. Partenerul tău va începe să bănuiască că ai făcut un act de nedemn sau necinstit. Cele singure pot fi prea insistente și vor sufla în tăciunii deja extinși. Oricât câte străduiești să menții un stil de viață activ, nu te înțelegi pe tine însăți. Gândurile tale revin în trecut, iar tu visezi, ai fantezii, clădești castele în nori, deși este timpul să uiți de vechiul roman și să privești spre viitor. Începând de joi, conflictele cu autoritățile necesită din nou ceva imposibil de la tine și trebuie să fii mai categorică. Nu-ți lua responsabilități inutile. Joi mergi la cumpărături, caută niște flacuri inutile strălucitoare pe care le poți eticheta ca frumos. Vei găsi rapid, încearcă o dietă de cel puțin o zi, va fi utilă. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste! Pești! Principala influență astrală pentru tine este conjuncția dintre Mercur și Neptun în semnul tău zodiacal. Acesta va fi valabil toată săptămâna și indică auto-înșelare, auto, auto iluzii dăunătoare, o înțelegere slabă a realității și concepții greșite despre propria persoană. Aceasta îți va întări intuiția și imaginația, făcându-te temporar un psihanalist teribil, chiar dacă ești departe de aceste sfere. Dar la nivelul cotidian, această legătură te va împiedica să evaluezi în mod corespunzător situația din jur și să îți exprimi în mod clar. Dar gândurile. Există riscul de a cădea sub vraja unei idei intelectuale false. Un alt aspect important va fi marți, când Venus va intra în semnul tău zodiacal. Aceasta va crește interesul tău pentru modă, aspect, frumusețe, dragoste. Sub influența ei, poți deveni indiferentă și leneșă, dar îți poți oferi acest timp pentru îngrijirea aspectului și pentru plăcere. Te poți trezi brusc că dorești să realizezi cu orice preț ceva inovator, și din acest motiv, poți arăta încăpățânarea uluitoare. Munca ta grea nu va aduce un rezultat rău, dar nu la fel de remarcabil așa cum ai planificat inițial. Poți simți o ușoară tristețe și vei continua să lupți cu toți factorii străini. Uneori îți vei aminti că există o persoană lângă tine care așteaptă dragostea și atenția ta. O să-l vizitezi din când în când, dar aceste vizite nu îți vor părea decât o bucată de mizerie, o cozvârtă aruncată unui câine vagabond. Este timpul să înțelegi că nu există oameni și relații perfecte. Gândește-te acum și va fi mult mai ușor să trăiești, apoi certurile din familie se vor opri, vei începe să ții cont de dorințele celorlalți și va deveni mai ușor pentru tine însăți. Miercuri poți vorbi cu părinții, dar nu vei înțelege foarte bine ce doresc cu adevărat de la tine. Joi poți obține în cele din urmă suma de bani promise și știi exact pe ce poți cheltui. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!